Programele Student Invest și Family Start au fost luate cu asalt. Reprezentanții băncilor partenere au mers la Ministerul Familiei pentru a cere suplimentarea plafoanelor pentru cele două credite. Czech Bank și Exim Bank și-au epuizat fondurile, transmite ministerul, care a promis că va suplimenta bugetele după ce se ating plafoanele maxime. Prin cele două programe ale guvernului, studenții și familiile tinere pot lua credite garantate de stat. Pentru Student Invest există fonduri pentru aproximativ 5.500 de beneficiari. Sunt eligibili cei cu vârste cuprinse între 18 și 40 de ani, cuprinși într-o instituție de învățământ superior din țară pentru un credit de cel mult 75.000 de lei. Banii pot fi cheltuiți, între altele, pentru taxele de studii, pentru plata rechizitelor, achiziția de calculatoare sau laptopuri, ori pentru participarea la diferite concursuri științifice. La Family Start, fondurile ajung pentru aproximativ 4.300 de beneficiari cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani care își întemeiază o familie sau care deja formează o familie. Valoarea maximă a creditului este de 150.000 de lei, însă aici există plafoane de venituri de cel mult 6.000 de lei net per membru de familie. Cu banii, beneficiarii își pot plăti, de exemplu, nunta, o parte din chirie, avansul pentru construcția sau achiziția unei locuințe, ori își pot cumpăra electrocasnice. Da, iată că este o cerere foarte mare pe cele două programe derulate prin Ministerul Familiei. Unele bănci au anunțat că deja s-au epuizat plafoanele pentru cele două programe. Doamna ministru, dumneavoastră, ce date aveți? Da, ieri am avut o nouă întâlnire cu reprezentanții băncilor, dar și ai Fondului Român de Contragarantare și de asemenea Ministerul Finanțelor. Fondul Român de Contragarantare, în urma solicitărilor făcute de bănci, a repartizat plafoanele pe cele două programe, Student Invest și Family Start, după următoarele criterii. Criterii care vin în urma solicitărilor. Deci din totalul de 250 de milioane de lei pentru Student Invest au fost repartizate plafoane în valoare de 166 de milioane 620 de mii. Iar la Family Start au fost repartizate plafoanele integral. Dacă diferența în cazul programului Student Invest nu va fi alocată, ne gândim la o variantă astfel încât să poată să fie relocată suma de la Student Invest pentru Family Start, unde observăm că este o solicitare mult mai mare. Dacă îmi permiteți, am să vă prezint pe scurt câteva cifre ca să vedeți interesul populației pentru cele două programe. La programul Student Invest, până în prezent, a fost aprobată garanțiile de stat pentru un număr de 1.690 de beneficiari în valoare de 97.624.000 de lei, din care 85 de milioane, deci peste 85 de milioane, 85.450.000 au fost pentru Czech Bank și 6.898.000 lei pentru Exim Bank. 1.990 pentru Libra Bank și 3.025.000 de lei pentru Tech Ventures Bank SA. De asemenea, celelalte bănci cooperative au puțin peste 1.000.000 de lei. Sunt în analiză, în momentul de față, la Fondul Român de Contragarantare, solicitări și garanții în valoare de peste 25 de milioane de lei, din care peste 12 milioane de lei la Czech Bank, peste 2.800.000 la Exim Bank și aproximativ 5.500.000 la Libra Bank, de asemenea la Tech Ventures Bank 3.300.000 și aproximativ 1.500.000 la celelalte bănci cooperatiste. Cel mai mare grad de absorție raportat la plafonul alocat în aur Czech Bank-ul, 85% și Exim Bank-ul
68,99%. Doamna ministru, dată fiind această cerere ridicată pe cele două programe, aveți de gând, nu știu, să măriți plafoanele acordate pentru aceste două programe? Ca să mărim plafoanele acordate, ar trebui să modificăm cadrul legislativ existent în momentul de față. Ceea ce ne propunem este cheltuirea integrală a acestor sume. Față de anul trecut, când aceste programe au debutat mai târziu, deoarece cadrul legislativ a fost aprobat în Parlament în ultima ședință a lunii iunie, chiar înainte de începerea vacanței parlamentare. Ulterior, după jumătatea lunii iulie, acest cadru legislativ, legea a fost promulgată de președintele României și de-abia din august a început să se lucreze la legislația secundară, deci programul a putut să fie pus la dispoziția cetățenilor după data de 10 octombrie. În acest an am demarat de la începutul lunii ianuarie pentru a reuși să fim în timp și pentru a cheltui toate sumele și chiar am spus la momentul respectiv, în funcție de interesul cetățenilor, o să solicităm o suplimentare de fond și poate chiar și modificarea cadrului legislativ. Să știți că acesta este și motivul pentru care noi avem deseori întâlniri cu băncile, identificăm problemele cu care se confruntă beneficiarii, încercăm să le rezolvăm și să îmbunătățim cadrul legislativ pentru următoarea modificare. Următoarea modificare preconizăm să fie pentru anul calendaristic 2025. Dar până atunci, suplimentarea plafonului, aici ar trebui să discutăm cu Fondul Român de Contragarantare, de asemenea cu Ministerul Finanțelor și foarte important și cu reprezentanții BNR și vom vedea dacă va fi posibil fără să fie modificată legislația care prevede în momentul de față cum se acordă aceste sume. Eu vă spun sincer că mă îndoiesc să putem face acest lucru fără modificarea legislației. Și mai am o ultimă întrebare, doamna ministru. Pentru studenții care au aplicat pentru Student Invest și sunt în an terminal, da? Deci când au aplicat în luna martie-aprilie, erau studenți și poate încă nu au primit un răspuns și din luna iulie nu mai sunt studenți. Mai sunt în continuare beneficiari? Categoric, ei pot să meargă să beneficieze de acest program, deoarece nu se adresează doar studenților, ci se adresează și celorlalte forme de pregătire, postuniversitară, master sau școală doctorală. Nu, vă întrebam dacă în momentul în care au aplicat pentru acest program Student Invest erau studenți și între timp nu mai sunt și nu au primit un răspuns. Afectează într-un final cu ceva faptul că nu mai sunt studenți? Dacă la momentul în care au depus pentru program erau studenți? Deci în momentul în care ei își finalizează cursurile universitare, dacă ei doresc să urmeze cursurile post-universitare, pot să beneficieze de acest program în continuare. Aceasta este condiția pentru Student Invest și faptul că dobânda este subvenționată 100%. Ne mai dorim să urmeze o altă formă de învățământ, de perfecționare, categorică nu pot să beneficieze de acest program. Dar dacă ei accesează acest program pe perioada cât sunt studenți și apoi fac dovadă că merg mai departe și studiază un master, de exemplu, beneficiază în continuare de acest program.